titular Martin Stoic și primul succes în fața tatălui său, antrenor pe banca găinilor. Deși a avut un început bun, deși acum ultimul așa, Zalău s-a văzut de reușită de campioana României încă din primul sau și venetorul Scuizața a greșit mai puțin la final și a avut ca armă principală blocajul primă care a avut cu un lucru câștigat la 20. Patrian Tuin a fost un salut de sănătate al albaștilor care i-au depășit pe ardeleni la toate capitolele spre indignarea lui Stoic Senior, prezent în banca gazelor. Și-ai găsit în programul ăsta din Național Bani? Nu l-ai găsit. Aru să ne bai cu ei, de mâna. Confort cu grade diferite de fermitate. Avem o zonă mai moale. Deci înapoi, dar eu... Du-te în cheniță. Numai 899,9 lei la schimbul electrocasnic vechi. Mega reducere de 400 de lei, capacitate 6 kg, 1000 de rotații pe minut, clasă energetică A+. Fiindcă acum în magazinele Altex și pe Altex este Black Friday. Am investit în derbedeul ăsta ca să lipsească nopțile de acasă. Doar tu faci să margă, nu tu sunt de acasă. Cum? Cum vorbești? Cum vorbesc? Da. Bea mi-ai carul cu el de mână. Și cu fetele mai bine, așa că nici nu știu unde merg, la cine merg, cu cine vorbește. Eu nu poate să aduc o fată acasă, că tu ești sugaci. Tu n-ai văzut că tădiale cu mustață? Du-te dracului tu cu alea, cât alea tale nu v-ați bune, tași din gură. Că nu știu unde să merg, unde merg și ce face. Poți să zică că merg la... Vezi că te filmez. Da, bă, poți să zică că merg, dorme la fată și el știe și pe unde e. Ai văzut? Nu ai văzut? Tâlhar de noapte. Da. Am luat-o aia la altă. Care? Camera. Acolo, nu vezi. Du-te, mă! La mea, Veriței! Du-te, mă, mincinosule! Unde-ai pus-o? Nu am pus-o. Ba, da, ai pus-o, mincinos, chiar mă filmez. Unde? N-am pus-o, rade, mă! Ai pus-o! Noroc! Tu acolo. Dar nu mai vorbi. Alți coptii, alți coptii, în casă stă și învață. Nu? Da, mă, că-i faie să te sumezi. Ăsta de când a început, e și el la facultate, băga așa limba în jumară la careva. La Octavia. De pe Elveția. În loc să stai în casă să învețe frumos, ca oamenii, ca copii, cum învață, uite tu că ora două tu. Încă zice că și-o găsit jumătatea. Că și el îi sugaci cu jumătăți. Și-o găsit jumătatea. Și-o găsit tot. Ce? Dar jumătate la ce? La inimioară. La inimioară? Dar el e o jumătate de inimă. Păi să ia și el după proștii ăștia care zice că au jumătatea. Ei sunt o jumătate de oameni, nu-s oameni, pe numai proștii zic așa. El găsește jumătatea, tu găsești câte o jumătate de femeie. Una întreagă, jumătate. Atunci cred că eu le iau și pe lui și pe aia și le compun într-un sistem de întreg. Din aia te le schimb că nu găsești două, să poți să le pui una cu alta. Da, și-o găsești jumătatea. Băga așa limba în ceașcă la una dintre ale, hai, le pui sus. Dar pui tu astea iagrele, le pui, dar nu-i doliu. Da, să fac eu să fie. Eh? Pii, da, mă, tii, mama, ce mame din seară? Ha, dau cu ceva. Asta ești prost acum, no. Ce? Ai pus aia să filmeze și iară te prostești. Ce am pus tu? Vezi câțiva nu pușcă la vede. Stai că-l sun Benea Caro. Nu pot să sun că închis telefonul. Închis telefonul. Dai seama că o ștergi numărul de la mine din telefon ca să nu mai... Ce să-ți dau? Dacă tu mai ștergi din listă. Care să-ți dau? Dar cum să nu... Încă blocaje am dat. Da, și el ți-o dat. Da? Și el ți-o dat. Da. Încă blocaje am dat. Nu mă vine că nu vreau să vezi nimic cu pagina. La mine nu-s curios să văd. Că stai să vii acasă să vezi dacă mai are pagini. Hai mă, du-te. Hai să vezi. Hai mă, cred că vrei să nu mai mergi niciunde. Dar și așa-s bolnav. No, chiar sună că amulează tot. Dar pe ce să mai sun? Știe, dacă îl vede că n-am venit, știe că îs bolnav. Păi și la aia, n-o văzut în viața ei, n-ai văzut, băi mi-ai carul câte bote ai băgat în tine. Și te zici că l-ai văzut în viața ta, nu m-a desenat e. Destrămălați-vă. Trebuie să sun Pontul Bocos să vie la mine. Să-l sun? Dacă ți dormi, eu sun. Îi pui 3 blide de fasole pe zamă? Mai este duminică. Da? Mai este duminică. Atunci nu sunt, dacă nu-i gata. Îi chemă. Mâine dimineață la 9 mergem la vot. Care ți-o dau? Aia arată? Dă-mi aia să trag un până. Așa că luați la toate părdealile, până jos. Și cu ce nu mi-ai luat? Am fost eu cu tine. Ce prostii, doamna. Mă prostii, băia mi-ar bota. Uitați că negru mi-a pus mâna în casă. Și aia? Alea de jos trebuie să le ridic așa în sus. Și aia? Acum o pun și aia. Dar e rușinat tu să mori eu dacă nu e rușinat. Sugaciu! Dacă puteai să vină cu fata acasă, vineai să te ia frumos acasă, mergeai la ea, mai vine aici... Unde? La mine aici să o aduc o să o îndrălească! N-ai văzut, nu să o îndrălească, că să stai frumos, în cameră, să povestească... În cameră să stai separat, în cameră! Dar ce are închis în cameră să povestească? Dar nu suntem în anii 80. Să pui pe un scaun și să rute și să-și ofrece unul altul. Hai să vezi că nu mai vine acasă loc. E? Dar de când aștept? Să eu știu că aștept. Să rămânem noi doi. Să rămânem noi doi, dezbrăcați goi. Să... ca și știi tu. Ube fata băiatul? Ha? Pune ugătoie. Ube sau nu ube? Stai, crași tu ălea. Eu mai mânc o de aia de cărnaț, mama, până ce-i dat fasolea. Sau să mânc un mar? Ha? Ha! Ia un biscuit și taci. Biscuit să-mi dai utuguamătii. Aca-aca-ta-ta-ta-naț. Nu-mi frici mai ușor ăsta? Nu, dar nu. De ce? Mânc cărnaț, mamă, că de la cărnaț îmi trece răceala. Ce-am pus? Camera. Unde? Acolo. Ai depistat-o? Ai jos cu o sfântă, câtă pâine ești pe jos. Nu ce la asta care prezentă? Curvăsărie, așa e mireasă pentru fiu. Îi pune să se... frece. Mă, tu ești cel mai corect și cel mai inteligent. Dar măcar îi cunosc. Ești perfect. N-ai somn perfect. Vezi? Curve depravate în emisiunea. Atât mamile lor, cât și alea care se acolo. Taci odată. Pe... du-te, uită-te în oglindă și taci. Fraier, vezi ca pe de mă barbere și mă pui la pungheară? Pe chiar că trebuie. Așa vrei să merg, nu ți se barberește. Iară urli pe mine. Mă duc în seara asta la masaje de relaxare, mami. Ha? Relaxare plăcută. Poți să mă duc de acum, după ce văd cărnațul. Poți să nici să nu-mi termin să mergi. Bot. Mereu sunt temniță cu aranjamentele voastre, tura pandulelor, că și voi care prezentați emisiunea sunteți urve. Mamă, așa rățintu-s că nici nu pot domnica să respir. Cărnață. Eu când mor, mami, să le dai la țigan pomană chipsuri. Să desfaci pânze de chipsuri, să le pui acolo pe masă, așa să jaie. Mai bine pe fuleți. Ha? Mai bine pe fuleți. Говорю, кстати, родить, кстати, Иисус. Ха. Ой. Ebola. Niciun țigan pe stradă. Nici nu pot să dau pe geam. Ce scrie acolo, mama? USA? Pe tricou băi bota. Ale trup.